Săptămâna trecută, premierul României a fost la Bruxelles, unde a avut mai multe întâlniri cu liderii Uniunii Europene. Scopul vizitei a fost unul de clarificare a tensiunilor politice izbucnite în România. Îngrijorările exprimate de mai mulți oficiali ai Uniunii Europene l-au determinat pe Victor Ponta să se deplaseze la Bruxelles pentru a avea întrevederi atât cu președintele Parlamentului European, cu oficiali ai Consiliului European, dar și cu liderul Comisiei Europene. Cât de benefică a fost această vizită și cum a fost ea privită de albaiulieni, vom afla din materialul următor. Părere aveți despre vizitele domnului Ponta în Europa? Credeți că au fost benefice României? Eu cred că toți sunt mincinoși și hoți și tot felul. Ei trăiesc bine, noi cu 5 milioane de pensie. Credeți că nu au avut niciun rezultat? Rezultat? Ce rezultat să aibă? Dar Iliescu a fost primul care a furat și a făcut tot. Nu, și un om de nimic. După părerea mea, după altora nu știu. Dar cu ce scop credeți că a plecat în Europa? Cu ce scop a plecat? Să îmbunătățească situația pe care a făcut-o, asta, dezastrul ăsta, nenorocit. Să-și spele mâinile. Să-și spele mâinile, dar nu mai spală nimeni, prim-ministru, cum se pretinde el. Ceea ce, nu știu, unde ajungem noi cu politicienii ăștia noștri care au venit acum. Măscăricii ăștia doi, Antonescu și Ponta. Sunt ultimii oameni pe care are națiunea asta. Pentru mine mai puțin important dacă sunt un om în vârstă. Părerea mea, nu știu dacă el e așa chiar inteligent. Zău, are el facultatea asta de drept, dar să vedem dacă are să facă ceva. Consider că oricum o schimbare era binevenită în România. Credeți că au fost beneficii României? Nu. A, cred că da, da, da. De ce nu cred. Este o părere personală, nu cred. Dar cu ce credeți că a greșit? Păi cu ordonanțele astea aplicate pe lângă Curtea Constituțională. Credeți că se va schimba ceva în urma vizitelor? Nu. Presa internațională a acordat și ea spații largi pentru a comenta vizita premierului la Bruxelles. Cotidianul Le Monde a concluzionat faptul că, cităm, premierul român Victor Ponta a efectuat miercuri și joi un adevărat maraton la Bruxelles, încercând să convingă mediile europene că reformele pe care le-a lansat sunt democratice și nu contravin regulilor fundamentale ale Uniunii Europene, dar fără să reușească. Am încheiat citatul.